M-auzit, dar rugăciunea, întrebare pe care Domnul Iisus a făcut la Slobanogul. Domnul Iisus spune, vrei să te faci sănătos? Aceeași întrebare ne face Domnul Iisus dimineața aceasta. Uitați-vă, frate, surori, Slobanogul n-a răspuns nici la întrebare de Iisus Hristos. A spus, nu am pe nimeni. Întrebarea a fost, vrei să te faci sănătos? Și el spune, nu am pe nimeni. De câte ori și noi spunem aceeași lucru? Nu am pe nimeni. Doamne, nu am pe nimeni. Cine face primul pas? Iisus Hristos. Se duce la Slobanog. Dorința lui Dumnezeu, frați și surori, eu cred că noi să fim sănătoși. Asta e dorința lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut omul după chipul lui și asemenarea lui. Când este ceva care nu merge în noi, nu v-a gândit că Dumnezeu e bucuros când vede că noi nu suntem bine. Domnul Iisus a luat toate bolile noastre și păcatele noastre și în ranile lui, noi suntem tămăduite, frate. Suntem tămăduite. 2000 ani au trecut, suntem tămăduite. Și aceeași dorință dimineața aceasta pe care are Iisus Hristos. Vreau să te fac sănătos. Ieri am vorbit de femeia aceasta care a avut 5 bărbați, care Domnul l-a vindicat sufletești, azi Domnul Iisus vrea să se atingă și de trupul nostru. Pentru slava lui Dumnezeu, oamenii să știe că Dumnezeu este atotputernic, El este mare, El este stăpânul nostru. Nu am pe nimeni. Probabil că omul acesta se gândea la 38 de ani ca trecut. Mai mult când trece ani, noi începem să slăbim în credință. Au trecut 38 de ani. Femeia care a avut scurgeri de sânge, au trecut 12 ani și a cheltuit multe bani la doctor și n-a avut nimic. Și totuși, când s-a dus, a spus, mă duc la Iisus Hristos. Mă duc numai să mă atinge de aine lui, vor fi tămăduit, vor fi vindicat. A mărturisit vindicarea înainte să fie vindicat. Înainte. Aceeași Slobanog nu știam cine era Iisus Hristos. Nu cunoștea pe Iisus Hristos. Nu am pe nimeni. De câte ori, frați și surori, noi care am trăit, am făcut, am umblat cu Dumnezeu. De câte ori am văzut minunea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu. Și la fiecare problemă nu știm ce să fac, între noi frica, duhul de tristeță, atâta lucru, din cauza uitam că Domnul Iisus Hristos va fi totdeauna cu noi. Hai să citim la Exodul capitolul 3. Exodul, capitolul 3, da versetul 1. Cum să facem? Unde este problema pe noi? De multe ori noi am laudat pe Domnul, am spus că Dumnezeu e mare, Dumnezeu este bun. Atunci, dacă noi cunoaștem pe Dumnezeu, ce ne împiedică să trăim așa viața asta cu Dumnezeu. Uitați-vă la Exodul, capitolul 3, versetul 1, spune Moise paștea turma socrului său, Ietro, preotului Madianului, odată amânată turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, Oreb.
Ce a făcut Moise? Prima lucru, a ieșit din pustie. A ieșit din pustie. Ce înseamnă pustie? A ieșit. A ieșit. Nu Dumnezeu care l-a spus să ieși de acolo din pustie. A ieșit. Uitați-vă cum Dumnezeu călăuzește orice lucru pe pământul aceasta, orice pas pe care noi facem, e Dumnezeu care face. E Dumnezeu care face. Moise nu știa că se întâlnesc cu Dumnezeu. Nici Dumnezeu n-a spus lui Moise, ne întâlnim acolo. A ieșit singur. S-a dus la muntele Horeb. Hai, cum putem și noi să ne întâlnim cu Dumnezeu? Câte pustie noi abbiamo gândurile noastre, în mintea noastră. Frica, tristeza, îngrijorările pentru mâine. Ha? Toate lucrurile astea, toate lucrurile acestea blochează legatura mea personală cu Dumnezeu. V-ați gândit Pietru când a văzut Domnul Iisus care umbla pe apă? Ce a spus? Doamne, și eu vreau să umble pe apă. Domnul Iisus n-a spus, mă, tu, Pietru, tu ești plin de mândrie. A spus, ai, vino și tu, vrei să umble pe apă, vino și tu. Și a început să umble. Când a intrat frica în Pietru, ce a făcut? A început să-i duc în jos. Frica! Și Pietru a uitat că era în prezența lui Iisus Hristos. Aceeași lucru de multe ori noi uitam pe Iisus Hristos. La orice problemă, la orice necaz, uitam de Domnul Iisus Hristos, intră în noi Duhul de frică și noi unde mergem? Jos. Nu Dumnezeu care fac necazurile oamenii, noi suntem necazuri pentru Dumnezeu. Mă zic, știu, frate și surori, că Dumnezeu are multe răbdare cu noi. Are multe răbdare cu noi și toată Scriptura pe care noi citim e adevărat. Dumnezeu niciodată nu spune minciunea. Niciodată nu spune minciunea. Hai să vă spune la Marcos 16, spune, cine va crede va rua șarpele în mâine. Dumnezeu spune minciunea? E minciunea? Nu! Și de ce trăim frică să vedem să luăm șarpele în mâinile? Cum e asta? Ma uitați-vă, frate și surori, când vede un șarpe, șarpe e frica de om și noi e frica de șarpe. Unde? Duhul de frică, de unde vine asta? În mintea noastră. În mintea noastră. Aceeași puție pe care face cel rău în mintea noastră. Într-o zi eu m-am rugat, am spus, Doamne, vreau să știe ce înseamnă Duhul de frică. M-am rugat, Doamne, descopere-mi. Arată-mi ce înseamnă Duhul de frică. Dumnezeu nu m-a vorbit direct. Într-o zi m-am dus să fac curățenia pe balcon și când am scos cutie care era acolo, sub cutie era un șobolan mare. Mi-a fost cam frică, m-am retras și ce a făcut șobolan? S-a dus, a fugit. Și m-am oprit, am spus, mai. Uite ce minunat m-a vorbit Dumnezeu. Șobolan, e frica de mine și eu mi-e frica de șobolan. Atunci, dar de unde vine Duhul ăsta de frică? În mintea noastră. În mintea noastră. În mintea noastră. E adevărat cuvântul lui Dumnezeu. Gândiți-vă, frate și surori, aceeași Dumnezeu care a făcut șobolan, cu Duhul, cu puterea Duhului, și Duhul lui care a făcut șobolan, este în mine. De ce să-mi fie frică de șobolan? De ce să-mi fie frică? Uitați-vă, frate și surori, trebuie să intrăm în adânc în cuvântul lui Dumnezeu. Să intrăm în adânc în cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este viața. Este viața. Îmi amintesc acum câteva ani era o soră în România care era frică de întuneric. Și vine fratele aici să ne rugăm Dumnezeu să mă elibereze de Duhul ăsta de frică. Și am zis, mă, sora aici, dormia toată noaptea, ani, numai cu lumină. Frica să nu să fie întuneric. Și a venit la rugăciune, roagă-te pentru mine, Domnul, să mă elibereze de Duhul acesta.
Și am zis mai sora, uite, dacă tu lasi lumina zi noaptea, vine os în casa ta, te vede unde ești și poți să te facă orice lucruri. Dacă nu este lumină, avrea chiar și timp să fute, să merge afară. Nu se uita la mine, a spus, ai dreptate. După ce am vorbit, a început să dorme fără lumină. Mintea noastră, puștie pe care noi ne facem singură, puștie pe care noi ne facem singură, frați și surori, cuvântul lui Dumnezeu este puterea, este puterea, este viața. Am găsit cineva care a venit, omul bogat, farmacie, atâta bani, și vine la mine numai lamentele, vrea să se omoare din cauza că nu vreau să trăiesc. Fiecare zi când le întâlneam, îmi spuneam aceeași lucru. Și într-o zi era mama sa și el, băiatul tiner, și am zis, mă, uite, eu sunt, m-am saturat, să aud numai lucrul ăsta, tu vreau să te moare, să te moare. Am zis, bine, dacă tu vrei să te moare, hai, mama ta are bani, hai să mergem să cumpărăm, cum se zice, scrie, unde pune morții. Hai, scriu, hai, cerem la mama ta bani să cumpărăm și să te punem înăuntru. Se uita la mine, dar atunci n-am mai vorbit că vreau să moară. L-am pus la față, Duhul care era în el, Duhul să atrage atenție și de atunci nu mai vorbesc că vreau să moare. Uitați-vă cum, frați și surori, de multe ori noi, în locul să ascultăm de Duhul lui Dumnezeu, ascultăm de Duhul cel rău. Gândurile, lucruri care nu sunt negativ, noi le luăm și trăim numai cu gândurile negativ. În clipa pe care tu dai importanța gândurilor negativ, atrage toate lucrurile negative, atrage cel rău. Și Moise a ieșit din pustie. Cum eu pot să mă rog dacă în mine este Duh de frică? Cum eu pot să sta de vorba cu Dumnezeu dacă în mine este Duh de tristesă? Pot să spune vorbele cu gura, fără să trăiesc prezența lui Iisus Hristos. Așa spunea omul acesta. Nu am pe nimeni. Mă, Domnul Iisus, e în fața ta. Cuvântul lui Dumnezeu este în fiecare dintre noi. Moise s-a adus dincolo de puștie. Unde a ajuns? Spune cuvântul lui Dumnezeu, Îngerul Domnului s-a arătat lui o flacără de foc. S-a arătat în pustie după ce a ieșit din pustie. După ce a ieșit. Aceeași lucru. Eu pot să aud vocea lui Dumnezeu dacă eu ies în foc de orice gând, de orice îngrijorare, atunci Dumnezeu vorbesc minunat. Vorbesc minunat, frați și surori. Hai să vă spun un lucru. N-am rugat. Hai. Dacă cineva te întreabă acum, ce te-a spus Domnul? Ce te-a vorbit Domnul? De multe ori spunem, nu m-a vorbit. Cum așa? Cu cine ai vorbit? Aba, dacă eu vorbesc cu Dumnezeu, Dumnezeu trebuie să mi răspunde. V-am mintit Iona când era înăuntru pește. S-a rugat și a spus, și Dumnezeu mi-a răspuns. Problema nu era cambiat, era înăuntru pește și spune că Domnul mi-a răspuns în Duhul. El a auzit Dumnezeu care l-a răspuns și Dumnezeu a dat ordine pește să elibereze pe Iona. Mare este Dumnezeu nostru, frate Florin. Mare este Dumnezeu nostru. Ma, dacă noi, uite, îți spune acum e mobil, atâta lucru, GPS, ne duce unde noi vrem să mergem. Într-o zi m-am dus la Parma și m-am dus la o, cum se zice, incrocio. Intersecția. Și în două am simțit că trebuia să merge la dreapta. Și eu am ascultat GPS.
a mers mai departe, 10 km departe. Și când am ajuns acolo, am dat telefon, am zis, mă, unde sunteți? Unde? Întoarce-te! M-am uitat și înapoi, unde Duhul lui Dumnezeu m-a spus la dreapta? Eu n-am ascultat, am ascultat GPS. Uitați-vă cum noi trăim și te ia aminte. Când tu folosesc, eu nu sunt împotriva tehnologia. Când folosesc GPS, e când nu merge, noi nu suntem capabili să vedem unde e strada. Ne ia mintea. Mai bine, când tu ai, conduce mașina, cu gândurile, să știe la dreapta, la stânga. Când nu ai GPS, tu poți să găsești strada singură. Și Duhul Dumnezeu e așa minunat. Ne călăuzește în orice lucruri, frate și surori. Ne călăuzește. Duhul lui Dumnezeu e așa minunat. Experiența asta cu Dumnezeu. Sau de Duhul lui Dumnezeu care vrea să ne vorbesc. În Libra de Iov spune că Dumnezeu vorbește chiar și prin vis. Dumnezeu vorbește chiar și prin vis. Bunătatea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, și când noi suntem în pat, El vreau să vorbească cu fiecare dintre noi. Moise, a venit înger și a vorbit cu Moise. Flacăra de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia deloc. Uitați ce face Dumnezeu. Pune rug și Moise e atras de rug să vadă ce este. Ha? Nu era mai bine Dumnezeu să vorbească lui Moise, să spune, a, Moise, eu am pregătit ceva, hai să ne întâlnim acolo. Mami. Nu, Dumnezeu nu face nimic. Pregătește rug și Moise, curiozitate umană, El vreau să vadă ce este. Uitați-vă cum Dumnezeu atrage oamenii. Eh? Dumnezeu nu vine cu puterea, cu forță, să-ți spune, hai să ne întâlnim acolo. Pune rugul și Moise, vreau să vad. Vreau să vad. Și Moise a ajuns acolo, am să mă întorc să vad ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Am să vad. Uitați cum o pornesc toată curiozitatea umană. Hai să vad. Aceeași lucru, frate, sură, gândiți-vă la biserică. Când noi vorbim despre Iisus Hristos la oameni, minunia pe care fac Dumnezeu, minunia pe care fac Domnul Iisus Hristos, se trezește în oameni dorința aceasta și ei să vină la biserică. Se trezește și ei dorința aceasta să vină. Am auzit despre Iisus Hristos, vreau și eu să mă duc să vad. Și dacă vine oamenii, ne găsesc aici tot triste, necăjit, ce vor face oamenii? Spune, m-am dus la mormântare acolo. Așa de multe ori, cum eu pot să atrage oamenii la Iisus Hristos dacă în mine nu este viața, dacă în mine nu este bucuria mântuire? Cum eu pot să atrage oamenii la Iisus Hristos? Cum? Problema tot avem, fiecare avem problema. Eu știu că Domnul meu, Dumnezeu meu, Iisus Hristos a luat tot bolile și suferența. În ranile Lui eu sunt tămăduit. Și atunci eu stai liniștit. La timpul potrivit El va face. Va arăta slava Lui. Va arăta slava Lui. E minunat, frate, e minunat. Eu cred că, mă gândesc acum că oamenii au ajuns să facă bomba atomică să distruge lumea aceasta. Dar noi nu putem să distrugem rău cu binele. Puterea avem.
Dacă Dumnezeu este cu noi, cine va fi împotriva noastră? Dacă tot puternic este cu noi, noi putem să distrugem rău cu binele. Putem să distrugem rău cu binele. Mai întâi să ieșim din pustie. Mai întâi, fiecare dintre noi să ieșim din pustie. La orice problemă. Am spus la o femeie care avea problema cu bărbatul. Și femeia a venit, că ai, roagă-te, fratele, roagă-te, eu am problema cu bărbatul meu. Și am spus, mă, când bărbatul te fac necazurile, începe numai să strigă că eu te iubesc. Vei vedea că se supără și mai mult. Și femeia a început să spune așa, eu te iubesc. Și bărbatul așa, supărat, a spus, să nu spune lucrurile acestea. Femeia m-a spus, mai că nu merge, nu merge. Eu spus, merge înainte, spune totdeauna așa, eu te iubesc. Știu cum s-a terminat? Bărbatul când a auzit, te auzi, a zis toate lucrurile astea, încep, și eu te iubesc mai mult. Bărbat. Și s-a schimbat, bărbatul acum vine și el la biserică. O vorba bună. Trebuie să biruim rău cu binele, frate și surori. Eu cred în puterea cuvântului Dumnezeu. Puterea cuvântului Dumnezeu. Și ce trebuie să facem? Ca să ieșim din pustie, trebuie să fac mormântare de nostru, eu-ul meu. Eu, cine sunt eu? Să lăsăm eu nostru să moare, să lăsăm Iisus Hristos să trăiesc în fiecare dintre noi. Măi, uite, ne facem atâta de cazuri cu eu-ul nostru, eh? Când am ieșit din România cu soția mea, prima dată că a ieșit, și a început să plânge pe drum. N-am avut nici bani, nici nu știam unde să merge, și a început să plânge. Și eu spuneam, când Dumnezeu a spus lui Avram să ieși din țara lui, nu e scris că țara plângea. Caută și tu să nu plânge. Mai plânge, tu poți să plânge, nu se schimbă nimic. Mai bine nădejdea în Domnul, Dumnezeu care a avut grijă de tine, El va fi totdeauna cu tine? El va fi totdeauna? Nu că simt problema că Iisus a adus în concediu, El va fi totdeauna cu noi. Cuvântul Domnului. Domnul este pastorul meu, Iisus este pastorul meu, nu voi duce lipsa de nimic. Minunia începe cu mărturisirea cuvântului Dumnezeu. Mărturisirea adevărului. Domnul a văzut că el se întorcea să vadă și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și a zis, Moise. El a răspuns, iată-mă. Moise. N-a spus omul. Pe numele l-a chemat Moise. Și Dumnezeu știe, cunoaște numele tău. Dimineața aceasta, El cunoaște. Și aceeași Dumnezeu a chemat pe Moise. Aceeași Dumnezeu cheamă pe fiecare dintre noi dimineața aceasta. Minunat este Domnul nostru. Te cheamă pe numele. Hai, te duce la primărie. Să caută ei, adesea au calculator. Caută în calculator. Dumnezeu cunoaște numele tău. Și știe câte paru ai. Dumnezeu știe toate. Bun este Dumnezeu nostru, frate și surori. Așa când noi trăim cuvântul acesta, aducem bucurie la oameni, aducem viața la oameni. Nimeni nu poate să mă oprească, nici cel rău. În mine este viața, este Iisus Hristos care trăiesc în mine. Eu, acum am ajuns, frate și surori, lucru pe care, minunea mare pe care Dumnezeu fac. Nu știu, pentru mine nu sunt, cum se zice, alte basi, cum se zice în Italia. Sus și jos. Azi mă trezesc cu fața așa tristă și mâine bucurie. El a lucrat în inima mea. Duhul lui Dumnezeu a lucrat, m-a eliberat de orice îngrijorările. Și
și-a chemat Moise pe numele. Eu sunt Dumnezeul tău, tatăl tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacov. Moise ce-a ascuns față ca și te temea și să privească pe Dumnezeu. Domnul a zis, am văzut asuprirea poporului meu. Domnul a văzut. Mulțumesc. Domnul a văzut. Uitați-vă, aici cuvântul lui Dumnezeu e taină. De ce Dumnezeu nu se duce să elibereze pe poporul său? Poate să face. Dumnezeu are puterea. Poate să facă lucruri. Caută un om. Dimineața aceasta Dumnezeu te caută. Dumnezeu te caută dimineața aceasta. Dumnezeu nu spune, du-te acolo, trebuie să învață lucrurile aceasta. Cum noi suntem, Dumnezeu te caută dimineața aceasta. Ca să fie folosit de Dumnezeu. Ai uitat pe stradă oamenii care umblă. Sai, de multe ori noi ne gândim oamenii care sunt în cimitere. Sunt omurit. De ce mai rău oamenii care umblă pe stradă n-au viață? N-au viață. Sunt multe oameni care umblă pe stradă fără viață. Aici, aici, cea mai gravă problemă pe care noi avem. Și Dumnezeu vrea să trimite la fiecare dintre noi să mărturisim la oamenii aceasta viața care este în Hristos. Ezechiel, capitolul 37. Domnul spune Ezechiel, prolocește la oasele aceasta. Din gura ta vorbesc la oasele uscate. Din gura ta. Din gura ta. Și noi, cum facem, frate, suror? Ai, Doamne, vine să vindică, Domnul, vine să fac. Mă, noi am primit autoritate în numele lui Iisus Hristos. Am primit autoritate și de multe ori noi nu folosim autoritate pe care am primit în numele lui Iisus Hristos. Hai, gândiți-vă la carabinieri pe drum. Înainte să oprească mașina, cheamă șeful în cazernă, că pot să oprească mașina, o folosesc autoritate pe care au. Folosesc autoritate pe care au. Am un prieten, mareșal de carabinieri. Într-o zi a venit la mine și mi spunea că el trăiesc un duh de frică. Am spus, mareșal, cum așa tu trăiesc duh de frică? Dacă eu te întâlnesc pe stradă cu tine, tu opresc mașina mea, mi-a ia și pe mine un duh de frică. De ce m-a oprit? Tu trăiesc duh de frică și eu trăiesc duh de frică. Uitați minciunea pe care pune în mintea noastră cel rău. Și am spus, uite, mareșal, ai autoritate de guvern, tu poți să oprească mașina, eu nu pot. Și inclus tu ești credincios, ai autoritate în Iisus Hristos, dublă autoritate și tu nu folosești autoritatea aceasta. Frații surori, ziua de azi ce cum e confuzia în mai multe credincios. Nu știm, nu știm unde este adevărul. Cum așa? Șeful carabinier că îi trăiesc frică? Și când ai Duhul lui Dumnezeu, Duhul de frică se duce. Nu se poate. Nu se poate Duhul de frică în noi, frate suror. Vă amintiți Psalmul 3, David, Absalom care a vrut să omoare Davide? Și Davide spune, Doamne, cât sunt dușmanii mei. Și spune, Tu ești scutul meu. A? Tu mi apară. Spune David. A? Și după asta mai departe spune, nu mi-e frică, nu mi-e teme. Nu mi-e frică. De unde s-a dus frica? Rugăciunea făcută cu inima sinceră. Încredere în Dumnezeu distruge orice duh de frică. Distruge pustie pe care este în noi. Distruge singura. Și Domnul Iisus spune, cine va crede, va scoate dragi. Rău care este în mine, prin rugăciune eu pot să liberez, să fie liberat de orice duh de frică.
Cine este în noi? Hristos. Și acest Hristos nu poate să facă lucrul acesta? Și Domnul a chemat pe Moise. Domnul, asuprirea poporului meu, care este în Egipt, și am auzit strigatele pe care le scoate din pricina supritorilor lui, ca și li cunosco durerile. Mi-a coborit ca să le izbăvească dorința lui Dumnezeu să scoate pe poporul său. Doamne, fac-o tu singură. De ce caută pe Moise? Cine sunt eu? Hai, Dumnezeu are puterea. Uitați-vă minunea, bunătatea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu face nimic fără că noi împreună colaborăm cu Dumnezeu. Asta e dorința lui Dumnezeu, că noi tot colaborăm cu Dumnezeu. Vreți să fie sănătos, să te faci sănătos? Domnul Iisus știa că era bolnav. Era bolnav. Trebuia să întreabă pe omul aceasta, să facă întrebarea aceasta. Bunătatea lui Dumnezeu și Dumnezeu care respectă libertatea omului. Eu pot să spun da, pot să spun nu. M-am întâlnit cu o femeie care era paralizată 15 ani. Și copilul lui m-au dus, a spus că hai să mergem să ne rugăm pentru mama. Și când am ajuns în casă, am văzut femeia aceasta, 15 ani, totdeauna în pat. Și l-am întrebat înainte de rugăciune, am întrebat. Ma sora, dacă vine Domnul Iisus Hristos în camera ta, ce dorință ai? Ce lucru vrei să cere de la Domnul Iisus Hristos? Nimic. M-a spus nimic. Și am întrebat, am făcut o altă întrebare. Am spus, dacă Domnul Iisus intre în camera ta, te vede așa, 15 ani paralizat, ce ar face Domnul Iisus pentru tine? Nimic. Nimic. Și după asta am zis, Domnul Iisus care are putere, tu care mergi la biserică, Domnul Iisus nu poate să te vindice? Știu ce m-a răspuns femeia aceasta, m-a făcut să mă supăr. A spus, dacă Domnul Iisus Hristos nu s-a aruncat de pe cruce, nu poate să mă vindice. Așa m-a spus femeia, credincioasă, nu poate să mă vindice. Am ieșit de acolo și am plecat. Frați și surori, Dumnezeu respectă libertatea noastră. N-am rugat pentru Giovanni cu 40 de ani care a murit pentru vindicarea. Niciodată n-am înțeles de ce a murit. Într-o zi mă întâlnesc cu soția, persoana respectiv, cineva să-mi spune, Cali, să nu te îngrijorezi. Bărbatul ei spunea totdeauna că a vrut să moare la 40 de ani. Din gura lui, la 40 de ani, a murit. 40 de ani a murit. Cu gura sa spunea că vreau să moare la 40 de ani. În București a fost un pastor, un fratele că eu cunoscut foarte bine. Avea un băiat care era bolnav, care avea o boală incurabilă. N-am dus acolo cu mai multe frații să ne rugăm. Și el cum se ruga? Doamne, dă-mi boala aceasta să vindecă pe băiatul meu. A luat boala respectivă și el a murit și băiatul trăiește fiind astăzi. Asta e rugăciunea. E, frate, surori, de multe ori noi spunem Domnul, 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 problema suntem noi. Când noi umblăm prin lumina, când noi ieșim din pustia aceasta, Dumnezeu lucrează minunat. Lucrează minunat. Nu trebuie eu să iau boala alte persoane, că el alte să fie vindicată. Nu e așa. Nu e scris în cuvântul lui Dumnezeu. Nu i-a scris. Și Moise a chemat. Dumnezeu a chemat să trimite Moise. Hai să mergem la Luca, Evanghelul după Luca, să vedem cum putem să ieșim din pustie. E greu? E greu?
Nimeni nu mi răspunde. Ha? E ușor. Hai să citim la Luca 19, Luca capitolul 19. Luca, Evanghelul după Luca 19. Iisus a intrat în Ierion și trecea prin cetate. Și un om bogat numit Zacheu, mai mare vameșilor. Un om bogat, mai mare vameșilor. Dar când ai bani, ai o casă frumoasă, ai o mașină, nevastă și copii, ai nevoie acolo să se duce să vadă pe Iisus Hristos? El nu era credincios. Nu era. Și totuși, marturia pe care Zacheu a auzit de oameni despre Iisus Hristos a făcut și el. Și eu vreau, mă duc să vadă pe Iisus Hristos. Cine l-a pus în inima? Marturia pe care oamenii spunea. Nu Dumnezeu care a spus Zacheu, hai să ne întâlnim acolo. A auzit cuvântul, a auzit minunea pe care făcea Domnul Iisus Hristos și a pornit pe drum. A uitat că era bogat, a uitat că era șeful vameșilor, dorința aceasta să vadă pe Iisus Hristos. Uitați de unde începe minunea. De unde începe eliberarea. Dorința aceasta umană, dorința care noi avem să vadă pe Iisus Hristos și Dumnezeu se arată. Ce spune cuvintul? Căuta să vadă care este Iisus, dar nu putea din pricina norodului, că și era mică de statură. Mică de statură, bogat, șeful. De ce să mă chinui acolo să vadă pe Iisus? De ce să mă chinui? Uitați-vă, atâta lucruri care ne împiedice noi să ne întâlnim cu Iisus Hristos. Șef, bogat și mica de statură, nu era posibil să vadă pe Iisus Hristos. A alergat înainte. Ce a făcut? A alergat înainte. Dorința care era în Zacheu, a alergat înainte. Vreau să mă întâlnesc cu Iisus Hristos. A alergat. Dacă noi nu alergăm, rămânem totdeauna în pustia aceasta. A alergat. Avea dorința aceasta să se întâlnească cu Iisus Hristos. Pentru că pe drumul aceea avea să treacă. Pe drumul aceea trebuia să treacă Iisus Hristos. Frați și surori, de multe ori noi nu ne găsim pe drum unde putem să ne întâlnim cu Iisus Hristos. Ne găsim pe drum greșit de multe ori. El știa unde trebuia să treacă Iisus și s-a dus acolo pe drumul respectiv. S-a dus acolo. A alergat pentru că pe drumul aceea avea să treacă. Iisus, când a ajuns la locul aceasta, și-a ridicat ochii în sus și a zis: Zacheu, dă-te jos degeaba, de grabă, că astăzi trebuie să rămâne în casa ta. Era mult noroc. Cum Iisus a făcut să se oprească numai pentru Zacheu? Era mult noroc. Dorința pe care noi avem inima te pune în legătură cu Duhul lui Dumnezeu. Uitați ce minunea Dumnezeu fac. Dorința care naște în noi, dorința sinceră să te întâlnească cu Dumnezeu, te pune în legătură cu Dumnezeu. Femeia care a avut scurgere de sânge, a avut dorință să fie vindicată, era mult norodă lângă Iisus și dorința pare că a avut în inima, a oprit pe Domnul Iisus Hristos pentru femeia aceasta.
Dorința pe care noi avem, frați și surori. Dorința curată ca să ne întâlnim cu Iisus Hristos. E Domnul Iisus să oprească pentru fiecare dintre noi. Și chiar dimineața aceasta, pentru fiecare are problema. Domnul Iisus vrea să se oprească pentru fiecare dintre noi. Ama, caută să oprească un șef de stat. Caută. Vine imediat miliția, poliția, imediat, pe Dumnezeu nostru. Pe Dumnezeu tu poți, noi putem să oprim pe Domnul Iisus în casa noastră. Oriunde noi suntem, credința ta te pune în legătura cu Dumnezeu. Te pune în legătura cu Dumnezeu. Niciodată să nu spune eu nu am pe nimeni. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Va fi totdeauna, totdeauna Iisus Hristos cu fiecare dintre noi. Cum a făcut? S-a întâlnit cu Domnul Iisus? Cum a făcut? În mod semplice. Nimeni nu s-a rugat pentru el, pentru eliberarea de lucruri pe care a avut. Că era mică, dorința în inimă să se întâlnească cu Domnul Iisus. Aș vrea, frați și surori, și noi toți care suntem acea dimineața aceasta, să avem dorința aceasta, să cunoaștem cât mai mult pe Iisus Hristos. Cât mai mult, frate și surori. Nu sunt problema, nu sunt necazurile care poate să oprească legătura mea cu Dumnezeu. Să de multe ori când stăm așa triste, ha? Noi atragem duhurile cele rele. Noi singuri. Noi singuri. Amintesc acum când era în România, când am suferit foarte mult și n-am avut bani și nu știam unde să dorm și tata socru n-a vrut să mă primească în casa lui. Și mergeam la gara acolo să dorm. Și eravam după ce am terminat facultate și ne-au aruncat afară de camin. Și guvernul congolez n-a avut bani să ne trimite, să cumpărăm bilete, să ne întoarcem acasă. Și nu știam unde să dorm. A fost o probă, o încercare mare pentru mine. Și noaptea mergeam pe drum, vorbeam ca un nebun la cap. Nu știam ce să fac, era și securitate care lua toate străine care nu au terminat, nu au avut locul. Le ducea în închisoare. Și tot eram așa îngrijorat. Noaptea pe drumul vorbeam ca un nebun. Nu știam ce să fac. Și într-o zi m-am oprit noaptea, am spus, mai, n-are rost să plinge, n-are rost să mă gândesc, să vorbească singura pe stradă. Și m-am gândit, am spus, mai, dacă vine securitate, mă ia, mă duce în închisoare, acolo îmi vom da un loc unde să dorme. Și ce să manic? Când voi se pot satura de mine, mă trimite acasă. Și așa, numai prin gândurile aceasta, frate și surori, așa o eliberarea în mine. Și în clipa respectivă, când am fost eliberat, au venit niște frați cu bani și un loc pentru mine unde era posibil să dormă. Eliberarea, din cauza când noi ne frământăm, pustia aceasta, cel rău caută să ne distruge. Caută să ne distruge. Prima lucru, să distruge adevărul lui Dumnezeu care este în noi. Să distruge adevărul și când a distrus asta, ne îmbolnăvim chiar. Eu spun, cuvintul lui Dumnezeu este o terapie. Este o terapie. Cine trăiesc cuvântul lui Dumnezeu, trăiesc și mai bine. Și mai bine. Hey, am de plătit pentru casă, la bancă. Și nevasta mea de multe ori se îngrijorează. Eu spune, mă, să nu te îngrijorezi. Dacă vine mâine Domnul Iisus Hristos, nu trebuie să plătim. Nu trebuie să... De ce să te frământe pentru mâine, pentru poi mâine, când toate lucrurile e Iisus care controlează? Atunci... Stai, Domnul Iisus are nevoie de nebunul la cap, eh?
E adevărat, când trăiesc în Iisus Hristos, oamenii spune că nu ești normală și trăiesc mai bine. Mai bine. Frații și surori, asta e cuvântul lui Dumnezeu. Când noi trăim cuvântul lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu, se schimbă viața noastră. Se schimbă, frații și surori. Și vede, vă spune sincer, am fost în Sicilia, m-au chemat la o biserică să predică la Biserica Catolică. A fost așa o putere mare, Duhul lui Dumnezeu, duhurile care erau în biserică, au început să țipe și auri. Preotul care era cu mine a fugit din biserică. M-a lăsat singur, aproape cu 1000 de persoane în biserică. M-a lăsat singur. S-a făcut, era vineri, sâmbătă, duminică, am făcut conferința aceasta, după ce s-a terminat, luni m-am dus la aeroport să plec, să vin, să-mi întorc acasă. Mă duc la aeroport ca să fac check-in acolo, mi spune că nimeni, ei nu mă lasă să plec. Șef de la aeroport a dat ordine să nu mă lasă să plec. M-a prins un program sus, ce m-au pus, probabil cineva a pus în valigia, drogul, ceva, și acum ei au aflat, nu știu. A spus că nu mă lasă, mă duc, schimba de loc, a spus că nu, ordine. Au pus numele meu pe rost, am spus că nu pot să plec. Și după așa au telefonat, au chemat pe șef, vine miliția, poliția, siguranță de la aeroport, aproape 10 persoane. M-a luat, a spus că ei vor să vorbesc cu mine, în birou. Toată lumea se uita la mine, a spus, mă, ce a făcut, ce... M-au luat, m-au dus în birou, acolo, și ce vede în birou? Era o femeie care a fost duminică la întâlnire, pe care Domnul a vindicat, și femeia aceasta este una de cap care lucrează la aeroport. S-a dus acolo la aeroport și a spus la toată lumea meravilia pe care Domnul Iisus a făcut. Și totul șeful spune, ai acum roagă-te și pentru noi. Toată poliția și șeful de siguranță aeroport acolo în birou s-a pus acolo în față să mă rog pentru ei. Și o oră am luat cuvântul lui Dumnezeu, am început să vorbesc despre Iisus Hristos și după asta am început cu punerea mâinilor să mă rog pentru ei. Așa, niciodată n-am văzut duhurile în persoana aia. Au început să țipă, să urle, să plinge. După ce am terminat, șeful, au luat valige, bagajele mele, m-au dus la, să fac check-in. Prima m-au întrebat ce bilete am. Am zis, mă, seconda, clasa a doua. Nu, nu, să facem un bilete clasa întâia. Au făcut un bilete clasa întâia. Ei cu toate valigele, au luat valigele mele, m-au dus acolo la control. Nu unde trece oameni, unde trece ministru și șeful de stat. Acolo m-au făcut să trece și fac la control. Și toată lumea se uita la mine, mă, cine e omul aceasta? Una din Africa, așa, cu circondată de miliția, de oameni mari, cine e omul aceasta? Și m-am dat seama adevărat când Apostolul Pavel spune, noi suntem ambasadorii lui Hristos. M-am dat seama. M-au dus frații și surori la aeroport, vede tutto de gente de la poliția la care mi saluta così, până la porta de aereo, ce am intrat acolo, am zis, mare este Dumnezeu nostru. Mare este Dumnezeu. Și la proverbe spune, dacă tu trăiești cuvântul lui Dumnezeu, vei avea trecere ochii lui Dumnezeu și oamenilor. Adevărat, cuvântul lui Dumnezeu este putere, frații și surori. Adevărat, cuvântul lui Dumnezeu este puterea. Și acum, când mă duc acolo, simt șeful care mi-a vine acolo să ia bagajele mele, să le aducă. Mare este Dumnezeu nostru. Așa să ieșim mai întâi din pustia aceasta care ne blochează, frați și surori. Dumnezeu este mare. Să nu căutați niciodată să limiteze puterea lui Dumnezeu. Niciodată! Niciodată! Mare este Dumnezeu nostru! E mare răspunderea, frați și surori, pentru noi credincioși! Dumnezeu, Iisus, Dumnezeu a pus în noi o lumină
Și lumina aceasta noi trebuie să aducem la oameni. Trebuie să aducem la oameni. Trebuie să aducem la oameni. Hai, uitați-vă dimineața aceasta. Ce bloca pe noi credincioși? Fiecare dintre noi dimineața aceasta. Ce te blochează? Ca să te apropie cât mai mult de Dumnezeu? Ca Dumnezeu să lucreze prin noi? Ca Dumnezeu prin noi să facă lucruri mai mare? Totul e aici în cuvântul lui Dumnezeu. Și eu cred dacă noi trăim așa, noi ieșim din pustia aceasta, ba Dumnezeu va face un lucru mare aici. Și biserica asta va fi mai mică. Va fi mai mică. Gândiți-vă dacă noi, fiecare dintre noi, e plin de Duhul lui Dumnezeu, oamenii care vor veni aici, vor fi atinși de prezența Duhului Dumnezeu. Fără vorba. Vor fi atinși de prezența lui Dumnezeu? La orbe de Ierion, când a văzut Domnul Iisus care trecea, el era o arbă, nu se știe, dar probabil că s-a născut așa fără să vadă. Și când a auzit de cea Domnul Iisus Hristos, ce a început să fac? A început să strică. A început să strică. Iisus s-a oprit, a început să strică. Și el a strigat, Iisuse, Fiul lui David, ai mila de mine. A început să strică. El știa că era o arbă. Niciodată n-a văzut pe Domnul Iisus Hristos și marturia pe care oamenii au spus, au făcut că în orba aceasta s-a născut dorința aceasta să aibă vedere, să capătă vedere. Dorința să ieși din pustie. Fără să vadă Iisus Hristos, de multe ori eu mă întreabă. Când striga mai tare, oamenii spunea să nu strica. Să nu strica. Cine vedea mai bine, orbul sau oamenii? Orbul vedea mai bine. Și el niciodată n-a văzut pe Iisus Hristos dorința aceasta să ieși din pustie. Uitați de unde începe minunia. De unde începe minunia? Să ieșim prima din pustie. Să recunoaștem că Iisus este stăpânul nostru. Și ce spune? Ce vrei să te fac? Doamne, i-a răspuns, să mă capete vederea. Nu spune, Doamne, ai milă. Nu, Doamne, dorința mea, eu vreau să văd. Eu niciodată nu te-am văzut. Am auzit. Am auzit de cuvântul tău. Am auzit de minunea pe care tu faci. Acum și eu vreau să văd. Să capete vederea. Să capete vederea. Avea dorința aceasta. Uitați-vă unde ne duce credința. Credința te duce la orice logică umană. Eu ved că eu sunt orb. În prezența lui Iisus Hristos se schimbă lucrurile. Se schimbă lucrurile. El este